toate statisticele vorbesc că problema numărul unu în căsătorie este exact. Comunicare. Comunicare eficient sau neeficient. Ați avut vreodată problema că voi ați spus ceva, ați comunicat ceva, fie a unui prieten, fie soțului sau soții, și când colo se descoperă că el, voi a fost înțeles cu totul diferit ce ați a spus voi. Numai eu am avut asta. Este, nu este -a? te Chiar soții, voi ați spus una și când colo soția când s-o trăsnește înapoi sau soț când se o trăsnește înapoi, tu gândești, dar eu nu asta m-am spus. Este, nu? Acum, înțelegem, nevoia, problema în comunicare, de ce și statisticele și toți consilierii vorbesc, comunicarea este problema numărul unu în um, în, căsătorie și în relații unul cu altul. noi ne-am născut, de fapt, într-o societate depravată, de decăzută din punct de vedere moral și spiritual. Valorile pe care le-am învățat de mici copii ne-au creat un fundament care ne aduc multe durere până în ziua de astăzi. Fiindcă noi nici nu ne dăm seama de lucrurile care noi le avem sub conștientul nostru. De multe ori, felul de comunicare care îl avem a fost ceea ce e. Ce e. Am văzut, am experimentat pe baza noastră și am practicat în viață. Și am ajuns ca și noi să practicăm ceea, chiar dacă ne provoacă dureri și supărări, noi nu ne dăm seama până la urmă de ce este chestia asta. Ca urmare, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții de a comunica ceva care să zidească, se sfârșește cu certuri, supărări și înțelegi. Eu vă asigur că nu veți găsi un alt fundament, mai bun, mai corect, decât fundamentul care ne-a lăsat Domnului Isus. Eu am învățat-o prin o, 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 lucrul acest sau chestia asta de la el, de la Ioan, capitolul 15 și versetul 15. Și acum și ajungem la el. Dar Domnul Isus, prin viața și învățătura lui, el ne-a lăsat și un exemplu, dar și un model și o învățătură în domeniul comunicării. Așa că, Vezi, atenție. Comunicarea nu este automat. Comunicarea nu se petrece automat. Noi ne gândim când noi suntem oameni și noi ne-am învățat să vorbim și ea va fi de la sine. Niciodată. Fiindcă noi venim din două lumi diferiți. Chiar dacă ne-am ne născut în aceeași țară și am trăit în același stat. Tot una, familia și contextul nostru a fost diferit și noi venim din două lumi, diferi, două, două lumi diferite. Așa că comunicarea nu este automată, ci este intenționată Adică eu intenționez, eu doresc, eu caut să fac aceasta și este o abilitate care trebuie să fie învățată. Comunicarea eficientă este o abilitate care trebuie să fie învățată. Dar haideți să ne uităm, cum am zis mai sus, să ne uităm la fundamentul comunicării corecte. Și ne vom muta la Ioan, Evanghelia după Ioan 15 cu 15. E ușor de, de reținut. Domnul Iisus zice așa. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său. Și v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot. Foarte interesant exprimarea, fraza care o folosește Domnul Sus, v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Dacă ne uităm, mai atent la versetul acesta, uitați-vă ce ne spune. Lipsa de cunoștințe te face ce? Te face rob. Mulți din voi, probabil. Ați avut impresia asta despre mine, că eu îmi bag nasul peste tot loc? Nu ați avut așa? Ok, atunci un, cel puțin unii precis că s-au gândit așa mod despre mine. Și acum vă zic care iese si, până la urmă cheia. Dacă lipsa de cunoștință, pentru mine personal, lipsa de cunoștință, pe mine mă pune în alert întotdeauna. Eu nu ne să să mă ating de ceva, nu ce să fac ceva cu ceea ce eu cunosc, dar eu dacă nu cunosc, pe mine mă, mă, mă sufocă, mă alertează, mă pun într-o situație de criză și eu nu știu ce să fac. Informația pentru mine este atât de importantă, comunicarea, ca să știu, și nu, din nou, nu neapărat ca să fac ceva cu ea, dar pentru mine este extrem de important ca eu să cunosc, ca să știu. Altfel, eu mă simt, cum spune Domnul Iisus, ca un rob. Lipsa de cunoștințe ne face să fim ca robi. Acum, uitați-vă fundamentul care îl spune Domnul Iisus aici. Comunicarea eficientă zidește ce din versetul acesta? Zidește prieteniile. A vrei să fii prieten cu soțul sau soția ta? Atunci trebuie să înveți să comunici eficient vrei să ai mai mulți prieteni, vrei să ai mai buni prieteni în viață, atunci trebuie să înveți să comunici corect și eficient. Dar uitați-vă a doua parte. Comunicarea eficientă face ce? Și îmi place expresia asta extrem de mult. Face cunoscut. Știți de ce îmi place? Fiindcă este una să vorbești și este alta să comunici, să faci cunoscut. Domnul Iisus intenționat a făcut ceva. A fost sigur că ce El vorbește va fi cunoscut, va înțelege cel care îl ascultă pe El. Iată ce înseamnă, am făcut cunoscut tot ce am, văzut la Tatăl meu. Cu alte cuvinte, comunicare nu este pur și simplu, am vorbit 15 minute și asta e tot. Nu, El s-a asigurat că a făcut cunoscut și cei care l-au ascultat au înțeles. Din nou, vorbim despre fundamentul unei comunicări eficiente. Și lucrul 3 care îl văd aici în versetul acesta, comunicarea eficientă este fără ce? Fără rezerve. De unde îl vedem din versetul acesta? v -am făcut, exact, v-am făcut cunoscut ce? Tot, fără rezerve. El nu a ținut ceva în ascuns. V-am mai zis și mai, mai înainte, de exemplu, când Mireasa la nuntă zice că noi trebuie să fim ca ce? ca un miros, ca ce? Ca o carte, ca un parfum care are o mie de nuanțe în el, ca soțul să mă descopere cu încetul, cu încetul și până la sfârșitul vieții, așa și n-am mai reușit să mă descopere și viața așa, n-am mai reușit să ne mai bucurăm de ea împreună. Uh, nu, Domnul Iisus spune că v-am făcut cunoscut tot ce am văzut. Adică nu am lăsat nimic de rezervă, nu am lăsat nimic în spate, nu am lăsat ce ca cei și voi nu ați fi cunoscut sau nu ar fi trebuit să cunoașteți. Totul v-am comunicat. Așa că, a, și ultima este, la, la fundament. Domnul sus, vorbește de la începutul capitolului acesta, în versetul 90, 12, 13, el spune, comunicare eficientă este, trebuie să fie într-un spirit de dragoste. Dragoste este la fundamentul, la bază, la tot. A, a, nu avem timp să ne ducem, desigur, la unul cu dar dragostea este componentul cheie la o comunicare eficient. Acum, Domnul Iisus comunicând, vedeți, am spus de la început, el trebuie să fie intenționat. Acum, el intenționat a comunicat tot, dar ucenicii la rândul lor trebuia să, ce să fac? Să învețe să asculte, să perceapă ce Domnul Iisus, să-și dezvolte abilitatea chiar de a comunica și ei la rândul lor. Acum, pe baza vieții, cum am spus și exemplului Domnului Iisus, înțelepciunii care o găsim în Scriptură, astăzi vom vorbi despre șapte componente, șapte principii în comunicare, ca să fii eficient în comunicare și ca să fii auzit atunci când comunici. Așa că, problema numărul unu este comunicarea șapte lucruri, probabil mai puteți și voi să mai adăugați după, acelea, după aceasta, și totuși, șapte lucruri care stau la baza, la fundamentul comunicării eficiente. Uh, în Proverbul 15 cu 2, înțeleptul Solomon zice așa, limba înțelepților de știință plăcută, dar gura nesocotiților în nebunie. O altă traducere este tradusă în felul următor. Când oamenii înțelepți vorbesc, ei fac cunoscut ei a, 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 a fac cunoștințele atractive. Uitați-vă, limba înțelepților de știință plăcute. Ea e plăcută. Eu pot să comunic, dar ea nu să fie plăcut. Și voi o să stați și o să căscați și o să așteptați, vă uitați la ceas, când să mai termine și palavragiul acesta de vorbit. Vedeți? Dar atunci când comunicăm corect, atunci este atractiv, atunci cel care ascultă, el dorește să asculte. De deci, ce mulți predicatori au problema aceasta? Că ei au adevăruri foarte frumoase, foarte corecte, foarte bune, dar forma de a comunica este o formă care nu este atractivă, nu este plăcută pentru cei ce-l aud, de deci, ce ei nu sunt atractivi, nu vin oamenii la ei, deci să-i asculte, fiindcă au bariera aceasta. Acum, dacă ești înțelept, spune, cei ce comunici va fi plăcut pentru cei ce te ascult. Desigur, componentul și înțelepciunii este aici. Așa că, primul principiu care stă la baza unei comunicări eficiente, alege momentul potrivit. Voi nu veți avea pe ecran punctele cheie, așa că dacă le scrieți, a, le veți avea, altfel nu le veți, avea, nu le veți vedea pe ecran. Alege momentul potrivit. Înțeleptul Solomon zice așa, că și pentru orice lucru, este o vreme și o judecată și nenorocire paște pe om. O altă traducere, ca să fie mai simplă traducere, este în felul următor. Este un moment potrivit și un mod corect de a face totul în viață. La Eclesiast de asemenea, 3 cu 1, a, înțeleptul Solomon zice așa, toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Uitați-vă, dacă a, nu ești înțelept, nu vei alege momentul potrivit și atunci când comunici, tu nu vei fi auzit. Fiindcă atunci când nu este așa, spune că nenorocirea vine peste tine. Cu alte cuvinte, dacă tu nu alegi momentul potrivit în căsnicia ta, în relația ta cu cineva, ca să comunici ceva care este foarte important și care te doare, care te macină, care te gândești la lucrul acesta, Poate este o problemă, poate este o situație, poate este un caz oarecare pentru familia voastră, dar dacă nu ai ales momentul potrivit, tu nu vei fi auzit și ca urmare, înțeleptul Solomon zice și că nenorocirea te paște. Adică dacă ai ales momentul nepotrivit, ca să te întorci după aceasta, la același lucru, va fi cu mult mai greu. Sau chiar poate să strici cu mult mai mult. Well, uh, eu în viață am avut niște experiențe. Una din experiențe care le-am avut, am sărit cu parașută. În armat. Am avut vreo câteva sărituri cu parașută. Știți, o, 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 este crucial când stai cu parașut. Una este ca vântul să nu sufle mai mult decât 9 a, metri pe secundă. 9 km pe secundă, mă iertați. Dar nu mai mult. Dacă mai mult, atunci când, când aterizezi pe pământ, a, ai șansa ca vântul să te ia, să te ducă mai departe din de, 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 de zona unde trebuie să aterizezi. Al doilea moment crucial când stai cu parașuta, tu trebuie să aștepți momentul când avionul își va lua înălțimea corect. Altfel, când stai, parașuta nu va reuși să se deschidă și pe urmă va trebui să fii strâns și pus într-un plastic bag, într-un într pachet de plastic a și trimis acasă. Cu alte cuvinte, dacă nu aștepți momentul potrivit, va costa și viață. Iată ce înseamnă că să aștepți momentul potrivit și în comunicare. Altfel poate să fie destul de costisitor și să nu poți să mai schimbi ceva. Acum, în comunicare toate lucrurile trebuie să fie sincronizate. Și haideți să ne uităm la niște a, momente nepotrivite care pot să aducă o comunicare neeficient. Adică când sunt momentele cele nepotrivite în viața noastră, când comunicarea poate să nu fie eficientă. Primul lucru este, și unii, mai ales bărbații aici, vor fi mai ales de acord cu mine, atunci când ești obosit. Ești de acord, așa Lasă-mă în pace când ești obosit. N-am eu un gust de vorbă acum. Noi, mare parte, suntem toți așa. Eu mă gândeam că numai bărbații sunt așa, dar soția mea mi-a dovedit și nu, că nu este chiar așa. Când și ea este obosită, atunci nu prea Multe dragoste în comunicare o să apară. De deci, ce trebuie să, <laughs> să așteți momentul potrivit? Dacă ești obosit, cu alte cuvinte, tu ai nevoie aceasta de a fi lăsat în pace, creierul lucrează diferit, fizicul nostru necesită altceva și nu comunicare eficientă. Eu nu voi fi în stare să comunic în filul corect, fiindcă eu sunt obosit. Acum, a doilea lucru este când eu sunt frustrat, când eu sunt enervat și vin acasă, de exemplu, Ion a venit aici, au repetiții repetiții, și nu s-a primit. A, destul de greu a mers în ziua aceea. A vrut să-mi scrie și foarte greu a fost ziua aceea. Se duce acasă și Alina, știi, cu toată a, pasiunea și entuziasmul ei, sare în sus, Ion, Ion. Ion... Uh -huh, uh -huh. El nu are, el este frustrat. El, are, el Când ești frustrat, tu ești în gândul tău. Tu ești cu situația aceea. Tu nu ai gust de vorbă atunci. O altă, un alt moment a, absolut nepotrivit pentru o comunicare eficientă a, este când a, sunt gata pentru a merge la culcare. Eu am obiceiul acesta foarte des, a, înainte de a merge la culcare, eu nu știu ce să deschide gustul de, de, de vorbă. A, a, și trebuia să învăț că la soția mea este absolut opusul. Știi? A, a, și cum credeți, cum este, cât de eficientă este comunicarea mea cu soția atunci înainte de a merge la culcare? este foarte monotonă. Nu adică, numai eu vorbesc și mă tot. Răspunsul, ca scut ceva, un răspuns, nici, nici undița, nici momeala, nici meguleala, nimic nu mă ajută. Fiindcă, ha, așa e, ea nu, nu comunică înainte de a merge la culcare. Ea poate să trebuie să alegi un alt timp potrivit ca ei să comunice. Un alt moment ne potrivit când sunt în grabă. Când trebuie să fac la fugă. Știți, mă grăbesc undeva, sunt în grabă, Haideți repede, dar o comunicare eficientă, o comunicare mai ales pe o temă importantă, nu trebuie să fie făcută în grabă. Uh, și un alt moment nepotrivit este când sunt sub presiune. Um, mai ales eu am, um, nu știu dacă e obicei, probabil tendința aceasta, când știu că este o temă importantă, o temă crucială. Ca eu să apăs, să fac presiune, ca să comunic, să scoatem până la urmă, să rezolvăm până la urmă, a, mie nu-mi place ca problema să, să, să rămână nerezolvată până mâine. Și eu am tendința aceasta să fac presiune și, din nou, nu este eficient, pur și simplu. Așa că, alege timpul potrivit, momentul potrivit, este cheia. Așa că, conform a unui studiu efectuat de Universitatea din Columbia, cele mai multe a, discuții violente care se petrec între a, soț și soție, este cum credeți, când? Înainte de cină. Ei sunt obosiți, după o zi grea, sunt frustrați, înainte de cum care, și ea nu merge. Și în, în mare parte, a, studiul a arătat că înainte de cină, seara, adică cele mai multe conflicte sau a, comunicări violente a, sunt atunci când înainte de cină. Așa că a doilea, primul este o comunicare eficientă. A, a, alege momentul potrivit, că altfel vei scăpa momentul. A, a doilea lucru este, a doilea principiu, planificați prezentarea. Planifică ce dorești să vorbești. Proverbe 16 cu 23 spune așa, cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește, cine are o inimă înțeleaptă, care se înțelept, își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzile lui. O altă traducere, mai pe înțelesul nostru vorbește așa, sau este așa, Oamenii inteligenți gândesc înainte de a vorbi. Ceea ce spun, ei este mai convingător. Gândiți-vă înainte de a vorbi. Nu lăsați ca limba sau buzele, gura, să vă iei înainte la minte. Așteaptă, planifică ce dorești să spui. Mai ales când merge vorba de o comunicare, când merge vorba de o temă sensibilă de o temă importantă. Mai ales când merge vorba ca a să rezolvați o problemă, să rezolvați o situație, mai ales când merge vorba să planificați ceva important, planifice ce dorești să spui și cum dorești să spui. Planificați cu ce încep. Planifică cu ce încep. Planifică ce dorești să spui. De exemplu, haideți să ne uităm la niște început de discuții greșit. Gândiți-vă, dacă eu aș veni la soția mea și aș vrea să ridic o temă care este puțin sensibil, de exemplu, legat de mâncare. Și ar venit veni să încep discuția cu soția mea, spune, știi, mama gătea mai gustos decât tu. Asta a început de discuție, da? Înțelegeți cum mai departe o să meargă discuția, nu? Rămâi pe nu numai pe o zi, dar pe mai mult timp, până nu a uitat lui. Și nu cred că e greaba să uite. Sau, 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 sau gândiți-vă la alții, tot venim și am fost în ospiție și vin și vreau să încep o discuție, poate sensibilă, fiindcă aș vrea să schimbi ceva în comportament soției mele și eu zic, știi, dragă, ai văzut cum se poartă soția la cu soțul ei? Asta introduce în discuție. Poți, poți ai, știi ce răspuns poți primi așa? Du-te la dânsă. Dacă nu-ți place la mine. Așa că, introduce. Cum introduce discuție? Cum începi discuția aceasta? Este foarte important. Nu poți să începi pur și simplu așa. Ah, tu trebuie să zidești o platformă ca discuția să se margă corect și mai ușor. Ah, sau când vii și te frustra, ah, ești frustrat de ceva în relația voastră. Și începi discuția în felul ăsta. Știi, m-am săturat deja. Ai dat tonul la discuție deja. Tonul este absolut incorrect. "U, de am început eu în felul ăsta? Vă asigur că așa și este nu lucrează, întotdeauna lucrează în același fel. Rezultatul e același de fiecare dată. Așa că fii atent atunci când începi discuția și planific cum începi și cum va parcurge discuția ta. Făți un plan oarecare, chiar dacă e în mintea ta, poate că nu este scris și totuși, ai în vedere cum comunici, când comunici. Trei. Ah, și este frumos chestia asta. Începe cu nevoile ei sau a lui. Începe cu nevoile prietenului, soției sau soțului. La Efeseni este un verset foarte frumos care spune așa, Pavel vorbește așa, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, că niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidirii, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Acum, cu alte cuvinte, haideți să-i să, să traducem puțin diferit versetul acesta. Numai ceea ce este de ajutor pentru altul, și puteți să, să subliniați chiar, să, încerc, să faceți o încercă a cuvântul care este zidire, care zidește, care aduce beneficii, adică, a, și care împlinește o nevoie. A, dacă mai traducem puțin diferit, va fi așa, numai ceea ce este de ajutor pentru zidire, în funcție de nevoia lui, și care va beneficia din aceasta, aceea, spuneți și faceți. Și am înțeles că sunt două chei, două chei pentru captarea atenției cuiva. Și nu știu dacă voi ați observat, de fiecare dată când ies la mesaj în fața voastră, eu încerc să mă țin de aceste două chei. Fiindcă el, cheile acestea mă ajută ca să vă captez atenția voastră, ca voi să doriți să auziți ceea ce eu vorbesc. Prima este nevoia. Cum să captezi atenția? Gândește la nevoie. Ați, ați observat cum am început astăzi? Puteți să spuneți niște fraze chiar, cum am început astăzi? Țineți minte! Comunicarea, ați, ați vorbit vreodată ceva și ați fost, că până la urmă, interpretat cu totul diferit de cât ați comunicat. Cine din voi nu a avut așa situație? Este o nevoie comună, nu e așa? Cu alte cuvinte, când începi discuția cu cineva, gândește la nevoia lui ca să-i răspunzi la o nevoie, poate ține de scop, poate ține de un vis, poate ține de ceva care el, ca să-i trage atenția, el are un interes oarecare în acesta. Dar a doilea lucru este, ține de beneficii. Cu alte cuvinte, nu numai că vei atinge problema, vei discuta problema, dar până la urmă va pleca cu problema nerezolvată. Tu trebuie să ai și răspuns la problema aceasta. Și mesajele care le vorbesc de aici, am în vedere și lucrul acesta, ca să nu aduc numai o problemă care să fie comunicată, dar să aduc și un beneficiu. Uitați-vă cum te va ajuta ca să schimbi situația dată. Așa că sunt lucruri care captează atenția și ridică interesul. Dumnezeu a dat fiecare dintre noi un filtru în creierul nostru. Se numește SRA sau sistemul reticular activator. Sistemul reticular activator. Funcția de activator ai sistemului reticular este de a mă ajuta să filtrez anumiți stimuli, astfel încât să nu trebuie să răspund la fiecare semn, provocare, sunet sau zgomot. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a pus creierul în așa fel ca să filtrez ceea ce eu aud. De ce este important ca eu să deschid mintea omului sau a, a, felul de a privi soția mea sau felul cum eu voi privi când soția mea îmi va comunica, ca eu, filtrul acesta, să-mi deschid și să dau voie ca să aude și în comunic. Cu toate acestea, există trei lucruri care captează întotdeauna atenția noastră. Trei lucruri care întotdeauna captează atenția noastră și dacă, când le voi spune... A cei care au învățat, eu, Alina, media, care au făcut studiu în domeniul a, jurnalismului, veți observa, până în ziua de astăzi, cât de mult este practicat aceasta, mai ales la noutăți. Primul lucru, care întotdeauna captează atenția, este lucrurile care ne amenință. De exemplu, a, în următoarea lună, valuta, leul nostru, va cădea In, 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 va fi dezapățiat. ok? Îți captează atenția, nu așa? așa? Uh, fiindcă te amenință pe tine. Sau a, prețul la carburanți se va scumpi cu 2 lei. Te captează, nu așa? Sau a, a, statul islamic și-a extins. Te captează, nu așa? Sau aseară a, a fost o explozie mare în Istanbul sau în Paris sau în Bruxelles te captează. Că, fiindcă ce? Fiindcă pe minim amenință. De ce așa mare zar a fost în Europa când a fost explozia în Paris sau în Bruxelles? Fiindcă amenință Europa. Fiindcă amenință oamenii de rând din Europa. Și întotdeauna captează. Acum, înțelegeți? Mass media, când sunt noutățile, ei cunosc foarte bine lucrurile acestea sau secretele acestea. A doilea lucru care captează enorm de mult atenția noastră sunt lucrurile care sunt unice. De exemplu, s-a descoperit un animal care se gândeau că este dispărut din lume, este unic. Sau o persoană a înghițit sabia, s-a băgat sabia pe gât și nu s-a tăiat. Da, nu fiecare poate, captează atenția. Sau lucruri de genul acesta. Și înțelegeți că mass media folosește foarte mult a, a, cheile acestea de a capta atenția celor care privesc. Un alt lucru este lucrurile care le prețuim. Familia. El captează sau um, valorile mele sau lucrurile care copiii mei el captează atenția. De ce e foarte important când comunicăm să căutăm și cheile, fielul, cum comunicăm în așa mod ca să fim auziți. Nu degeaba noutățele, de exemplu astăzi, um, ce, ce găsim în noutăți? Noutăți în mare parte tot legat de ceva negativ. Unic, negativ. Uh, de exemplu, uh, se ridică o revoltă, uh, uh, ce se întâmplă în țară, a, multe noutăți despre război, multe noutăți despre omoruri, fiindcă aceasta cap, captează mult atenție omului. Și ei nu se gândesc prin aceasta, zidesc o cultură care nu aduc beneficii. Pentru ei e important să își ridice numărul celor care îl privesc. Dar noi trebuie să ne gândim din alt punct de vedere. Noi tot putem să folosim aceleași chei, numai care să aduc o zidire din perspectiva lui Dumnezeu din perspectiva Bibliei, din perspectiva înțelepciunii Bibliei și atunci ea lucrează. Așa că comunicarea va curge ușor dacă vei arăta interes la nevoile lui și tu te vei gândi în primul rând la nevoile tale. Exact așa cum învață Biblia, nu e așa? Gândește la nevoile lui, gândește la nevoile ei și începe cu nevoile ei și nevoile lui și te asigur că discuția va parcurge cu mult mai diferit și cu mult mai ușor în cazul acesta. Patru. Ascultă mai întâi și apoi vorbești. Ascultă mai întâi. Am spus mai sus că de multe ori am întâlnit persoane a, a căror gura o ia înaintea felului de gândire sau modului de gândire. Iar acum, a, săptămâna aceasta, am avut o discuție așa, mai mai aprinsă cu o persoană care o respect și o stimiez foarte mult. Și încercam să-i comunic ceva, dar nu reușeam nici să termin și mi-o luam înainte. Din nou și din nou. Și până când nu am ridicat chiar, am pus presiune chiar asupra lui, zic, tu poți să asculți. Pur și simplu stași, nu deschide gura și ascultă. Trebuia să mă asculte vreo 15 minute. Ca pe urmă, sincer, a spus că asta au fost o lecție pe viață. Dar trebuie să-i închid gura. Nu cu pumnul, pur și simplu trebuie să rog. Nu taci odată, dă voie să comunic ceva. Și a lucrat. De multe ori, cât de, cât de, cât de des noi, uh, totuși, avem de spus în primul rând. Știm deja, nu mai a început să ne spună ceva și eu deodată eu torn, că deja știu ce să termină. Noi, noi avem niște presupuneri și atunci când eu comunic, sau când eu ascult, eu nici nu aștept ca să ajung până la urmă gândul care persoana ne o comunică. Eu deja doresc să vin cu ce? cu răspuns. Uitați-vă ce spune proverbe. Cine răspunde fără să fie ascultat, proverbe 18 cu 13, cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Fii dispus să auzi pe cineva înainte de a vorbi. Nu știu dacă voi ați observat, cel puțin eu am observat la mine că Dumnezeu mi-a dat două urechi și numai o gură. Probabil că el a avut în vedere că eu de două ori mai mult să ascult decât să vorbesc. Numai că la noi în viață se primește de multe ori invers. Eu vorbesc de trei ori mai mult decât ascult. secretul este absolut opus. Și am experimentat pe viața mea personală, când am încercat să învăț. Nu zic că sunt deja perfect aici, dar când am, înv am învățat mai mult ca să a, fiu atent, a, am fost cu mult mai înțelept la răspunsul meu. Este atât de crucial ca să învăț să ascult în primul rând, fiindcă lumea din jur, în mare parte, cel puțin 80% de oameni din jurul nostru, îi caută urechi libere ca să-i ascult. Și îi ori pur și simplu nu le găsesc. Um, presupunerile, desigur, ne ridică foarte mult presiunile în relație. Iacov, la rândul lui, vorbește așa, orice om să fie grabnic la vorbire, la ascultare și încet la vorbire. Vedeți, de multe ori, rușinea care ne -o aduce în viață, eu fără să înțeleg, fără să pătrund în esență ce e, la ceea ce eu aud, eu încerc să răspund și la urmă ce? Rușinea îmi vine peste mine. De ce noi totuși nu ascultăm atunci când ne este, când este vorbit? Fiindcă este un efort din partea noastră. Eu trebuie să-i pun un efort ca să ascult în căsătorie deseori. Fiindcă noi ne cunoaștem bine, da, ne cunoa noi ne gândim că ne cunoaștem foarte bine soțul și soție, înainte de a-mi termina chiar ceea ce vrem să comunicăm. Soție sau soțul, o ia înainte deja, gândindu-se că deja a înțeles totul, ce soțul, fiindcă eu, noi, noi împreună cu galea vorbim, fiindcă eu te știu deja. Și nu întotdeauna este cazul. De ce? Întotdeauna este așteaptă, fii înțelept, fiind altfel, vei trage rușine. Dar care ar fi câteva moduri specifice de a asculta corect? Și vă aduc patru moduri de a asculta corect. În primul rând, ochii. Eu am o persoană, un prieten, și el este, un persoan, este mai în vârstă ca mine și avem relații de prietenie de mai mult timp, dar eu foarte, deja e mai în vârstă și obosește mai repede. Și am observat că de, când încep să vorbești și vă să comunic, el începe ochii. Noi când comunicăm, atât de important este ca ochii, ei comunică. Eu sunt atent sau? A doilea în modul specific și care îmi face ca să comunic ca să comunic corect este expresia sau aud corect este expresiile faciale. Acum imaginați-vă, suzia mea vorbește ceva, dar eu fac așa. Să mă gândesc. Eu n-am spus niciun cuvânt, nu e așa? Voi doar n-ați auzit nimic. Numai că am spus cu mult mai mult decât spuneam vreo câteva cuvinte. Fața comunică ceva. Un alt, un alt mod de a, a fi corect când ascult, ascult pe cineva este gesturile. Adică Imaginează, soția îmi comunic și eu spun. De nu n-am spus nimic, știi, de spun. Oh. Am niște gesturi simple, nu? Sau, când ești la postură, ea îmi vorbește, soția îmi vorbește și eu. Din nou, n-am spus niciun cuvânt. De aceea, fiți adență, studiile au arătat. Studiile au arătat că doar 7% din ceea ce comunicăm este prin cuvinte. 7%! 43 din, procente este, cum credeți, prin ce? Tonul vocii noastre. Vedeți cum îmi vorbesc el. eu? Deodată, cred că vă deranjează chiar tonul vocii. Este, este atât de... A, 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 43 de Ține de. De exemplu, vine soția mea la mine și vrea să ne spună ceva care cred că, sau eu cred că e, a, e totul în regulă, dar are un ton care o și vecinii. Înțelegi? Cât de, cât de, cât de frumos nu mi-ar comunica ea, sau cuvintele n-ar fi frumoase și corecte, dar tonul va spune totul diferit. Așa, că cuvintele ei nu vor însemna nimic, sau cuvintele mele nu vor însemna absolut nimic. Și 5, altele 50%, cum credeți, care este? Limbajul corpului nostru. Da gesturile, limbajul corpului nostru. Cât e de important? Nu e adevărat să înțelegem. Noi ne gândim ca să spunem o grămadă și o să fiu înțeles. Nu e adevărat. E important totul. E important tonul vocii, volumul vocii, e important gesturile, gesturile faciale, e important postura în care sunt, cum eu ascult, atenția, ochii mei, totul este important. Așa că ascultă mai întâi. Dacă înveți să asculți, te asigur că oamenii se vor gândi despre tine. Wow! Un om care înțelept. Răspunde mai puțin, dar ascultă mai mult. Așa că e lucrul 5. Principiul numărul 5 astăzi. Comunică pozitiv. Proverbul 16 cu 21 spune așa. Cine are o inimă înțeleaptă este numit perceput, dar dulceața, și aici este cuvântul cheie, okay, dulceața buzelor, dulceața bu buzelor mărește știința. Adică, de posibilitatea să ascult mai bine, de posibilitatea să primești mai mult. Negativismul comunică pozitiv, este principiul numărul 5, comunică pozitiv. Negativismul întotdeauna te asigur, Negativismul întotdeauna va distanța pe alții de la tine. De deci, ce caută să fii o persoană întotdeauna pozitivă? Mi-am făcut de regulă în viața mea. Vă asigur. Și nu am făcut-o de la începutul vieții, și n-am făcut -o de la începutul slujirii mele ca slujitor chiar. Și a fost cu regret. Eu am plătit-o un preț prea mare. Mi-am făcut de regulă că astăzi, astăzi, eu nu doresc și nu voi permite ca să fiu înconjurat de persoane cu un spirit negativ. Îmi pare rău. Și sunt unii persoane. Și eu am astăzi în viața mea, am niște persoane care aș prefera foarte mult, aș prefera foarte mult să fie diferiți, fiindcă au înțelepciuni într-o măsură oarecare sau aș vrea să am o relație și mai, mai, mai profundă, dar ei mereu sunt negativiști. Întotdeauna au un răspuns, și o critică, văd ceva care nu este corect, văd ceva care nu este bun și îmi pare rău. Mă țin de regula aceasta și mă voi ține de ea până la sfârșitul vieții mele. Nu vreau, nu mai am când și nu mai doresc să mă mai fiu înconjurat de persoane care întotdeauna sunt pesimiste, negativiste, fiindcă ei ce vor face? Exact, mă vor influența și mă vor și pe mine în jos. Și spiritul meu va, va, va fi tras în jos. Și filul meu de a mai gândi va fi tras în jos. De deci ce? Eu nu doresc să fiu înconjurat de așa ceva. Dar învață să fii realistic și optimistic în același fel. Cu alte cuvinte, nu încerca să fii orb la situație. Ce înseamnă să fii realistic și optimistic? Gândește-te la fraza următoare. Cred că Dumnezeu va schimba situația dată. Cu alte cuvinte, eu văd situația dar îmi pun nădejde în Dumnezeu că va schimba. Sunt realistic, o văd cu ochii deschiși, dar sunt optimistic în același timp, fiindcă îmi pun nădejde în Hristos, îmi pun nădejde în Dumnezeu că va schimba situația dată. Sunt și realistic, nu sunt orb eu văd situația, dar sunt și că în același timp. Dumnezeu va face ceva. Sau gândiți-vă la fraza lui Apostolul Pavel. Pot totul, să pot face totul în Hristos care ce? Care mă întărește, înțelegi? Cu alte cuvinte, înțeleg situația, dar în Hristos pot totul. Da, poate că eu încă n-am ajuns acolo unde trebuie, sau poate că nu suntem încă în familia noastră acolo unde trebuie, dar pot totul în Hristos care mă întărește. Oricine poate fi critic, fără excepție. Dar de la aceasta nimic nu se va schimba spre bine. Și noi suntem, avem tendința aceasta firească să fim critici, dar lucrurile nu se vor schimba spre bine dacă vom fi critici. Eu înțeleg extremul și cred că ați observat, mai ales în America, dar e rar, veți auzi, cred că este extremă și aici, dar mai ales persoanele care vin din America tare rar veți vedea ca ei să fie știți, uh, negativiști de niște care întotdeauna să crice, să vă, să, să vă aducă observații, să vă arate cu de uh, opusul ce este la noi. Și de multe ori pe noi parcă ne-ar deranja, parcă ar fi fățarnici în felul ăsta. Și nu este adevărat. Un spirit pozitivist, un spirit care uh, ridică omul, este cu mult mai bine decât un spirit care întotdeauna aduce numai o critică, vede numai lucruri rele și niciodată nu vede pe cele bune. Așa că cât sunt mai plăcute cuvintele tale, cu atât sunt mai convingătoare. Iată ce spune înțeleptul. Cu alte cuvinte, ceea ce comunic eu să fie plăcut, să zidească, să aducă, să aducă lucrurile pozitive, să dea speranță, să dea un viitor, să arăte un viitor persoanei care mă ascultă pe mine. Critica niciodată nu zidește și ea niciodată nu te va ajuta. Deseori noi confruntăm persoana în loc ca să vedem problema de deci ce ea și critica nu ia înaintea a noastră. Gândiți-vă acum, mai ales în căsătorie sau la prietenul vostru. Toți avem părți bune și părți rele în caracterul nostru. Dar gândește în felul acesta. Părțile bune care sunt la noi, părțile, care sunt în, sau părțile bune care sunt în soție mele, presupunem că sunt 70% bune și 30% negative. Care, la care credeți că voi atrage eu atenție mai mult? La cele 30 care sunt negative. Asta e tendința noastră. Cu toate că 70 sunt bune. uitați ce voi face. Dacă eu voi observa pe aceste 30, eu voi încerca ca să le schimb pe aceste 30 și mă voi lupta ani la rând, ele nu se vor schimba și eu nu, vă, nu voi putea să mă bucur de cele 70 care sunt bune. Absolut, egal, exact la fel este și opusul. Dacă soția mea, și eu cred că am 80% părți bune, scuzați, 60% am vrut să spun, care sunt bune și altele sunt negative. Normal, că ele am probabil mai multe... Nu, nu am mai multe negative. Dar soția mea le observă pe cele care sunt negative, fie de 25, 30, 40% și încearcă să le schimbe. Noi întotdeauna vrem să ne schimbăm unul pe altul, să ne le schimbe. Și atunci ce vom face? Noi ne vom lupta pe câmpul ăsta, pe terenul acesta de lupte, Rezultate nu vom avea niciodată, că nu putem, că așa Dumnezeu ne-a creat părțile negative care sunt în noi, ne ajută să fim mai mult dependenți unul de altul și de Dumnezeu. Așa că ele mult nu se vor schimba în viața noastră și noi ne luptăm cu ele, și la urmă viața s-a dus și așa și n-am mai reușit să ne bucurăm unul de altul, cu toate că acolo erau cu mult mai multe părți comp sau componente de care am putea fi să ne bucurăm de ele. Așa că bucură-te, cautele! și fi pozitivist. Caută lucruri bune. Nu fi numai critic. Eu trebuia să învăț în viață. Eu am fost o persoană foarte critică în viață. Vedeam, eu m-am născut în Uniunea Sovietică. Așa a fost cultura noastră. Eu am fost în armată, Unii, întotdeauna trebuie să lupți ca să supraviețuiești în armata sovietică. Am fost extrem de critic cu oamenii din jur. Eu sunt perfecționist, în clasa mai mi-a ajutat și partea care, bună care Dumnezeu mi-a dat, perfecționist. Și atunci știi ce face perfecționistul? El vede pe ceilalți imperfecți. Și lucrurile care le fac ceilalți imperfecți. Și face? El încearcă ce să facă? Se schimbă. El nu vede părțile bune, dar încearcă. Cu alte cuvinte, noi avem de ce să ne bucurăm unul de alții. Dar căutați părțile pozitive unul la altul. Așa că dacă vezi ceva care necesită să fie corectat, nu este destul numai să ridici problema. A adus soluția cu încetul, dar fi întotdeauna pozitiv. 6. Clarifică concluziile. Adică sfârșește sau vii, a, fă o concluzie la sfârșit corect. Fii atenți, Noul Testament, la Filipeni, 4 cu 2 și 2 cu 2. Pavel de următoarele sfaturi. El zice, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Cu alte cuvinte, în biserica aceasta sau între ei era un conflict oricare. Și Pavel, cunoscând conflictul acesta, el îi scrie și spune, îndemn că ei să aibă, o să aibă un gând, să aibă unitate între ei. La Filipini 2 cu 2 spune o, o sau o parte din versetul acesta, zice așa, și fi, să, aveți un suflet și un gând unul cu altul. Cu alte cuvinte, trage o linie roșie la urmă. Ai încheiat discuția și fă o concluzie. Nu neapărat că discuția voastră s-a terminat cu toate lucrurile le-ați rezolvat. Multe nu le veți rezolva. Dar fă concluzie la ce, la ce ați ajuns la un bun comun și la ce ați ajuns la un compromis. Ca atunci, dacă nu veți face așa, știți ce se va întâmpla? Problema se va ridica din nou. De ce? Fă o concluzie sigură. Dar concluzia să fie în felul acesta, că și el și ea, mai ales în căsătorie, ați înțeles exact ceea ce am înțeles ambii și nu ceea ce am înțeles eu. Cu alte cuvinte, faceți concluzia corectă. Fii specific. Că altfel problema se va întoarce. De exemplu, ce înseamnă să fii specific? Dacă, de exemplu, eu sau soția mea ne-aș spune, trebuie să fii, să vii acasă mai devreme. Este specific sau nu? nu-i specific. Eu aș vrea să-mi spună soția mea, a, te rog să vii acasă a, înainte de ora 10 seara, de exemplu. Nu, de, de 7. E specific? Pentru că specific. Sau, dacă eu ai aș zice soției mele, știți, aș vrea ca mâncarea să fie mai gustoasă. Specific? Nu specific. Eu aș vrea să fie mai, și aduc deja, mai specific. Sau îi fac un compliment soției mele, toareți bine. Ce înseamnă asta arăți bine? Ok, în felul acesta, să ne învățăm să fim specifici atunci când facem o concluzie la discuția noastră. Și asta este ceea ce problema nu se va întoarce. A ne va ajuta să rezolvăm problemele ca să nu ne întoarcem la ea. De aceea, fiți foarte specifici când faceți o concluzie la discuția voastră și ultima. Ultimul lucru de astăzi, ultimul principiu. Sfârșește cu un cuvânt de încurajare. Proverbe 12 cu 25. liniștea din inima omului îl doboară. Dar o vorbă bună îl înveselește. Cât de mult face un cuvânt de încurajare, nu e așa? Din bărbătare, din încurajare. Trebuia să înveți mulți ani principiul acesta. A din inima omului îi aduce o presiune, îi aduce o durere, îi aduce un pesimism în viață, dar un cuvânt bun, o încurajare din partea ta, el va ridica și îl va înveseli, cum vorbește înțelept. Căile de ieșire din discuție este atât de important. Fiecare conversație, mai ales în cuplu, mai ales în căsătorie, trebuie să termine cu trei reafirmări, trei chei de reafirmare, ca soția și soțul să fie siguri de trei lucruri. În primul rând, trebuie să fie sigur că angaja angajamentul meu în căsătorie rămâne același. Eu sunt iritat, sunt supărat, nu-mi place niște lucruri, dar eu sunt devotat ca să-l mă lupt și să lucrez pentru familia mea. Partenerul meu, partenerul tău, trebuie să fie sigur că tu rămâi credincios, chiar dacă nu toate lucrurile îți plac, chiar dacă nu toate problemele le-ați rezolvat. El trebuie să fie sigur că tu ești credincios căsătoriei tale. Tu ești devotat căsătoriei și că tu vei lucra, vei lupta în așa fel ca căsătoria ta a să rămână sănătoasă. Al doilea lucru, a doua reafirmare care trebuie să o ai în e, în e, a, că atunci când discuți, când termini, este o reafirmare a dragostei. Poți să fii supărat pe cineva și în același timp să iubești? Sigur că da. Și cred că pe noi cel mai mult și ne supără cei pe care îi iubim mai mult. Nicătând la aceasta, atunci când încheiem discuția, noi trebuie să lăsăm în urma noastră un, uh, un simț că soția mea, uh, soțul, uh, soțul tău se, 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 se înțeleagă, se simte că uh, sentimentele de dragoste sunt acolo. Chiar dacă am ridicat niște momente critice, am ridicat niște lucruri care nu au fost atât de plăcute, totuși dragostea a rămas acolo. Da, nu-mi place ceva, dar eu trebuie să fiu sigur că soția mea rămâne cu același sentiment de dragoste. Și ultima reafirmare, atunci când încheiem discuția ca să fie o încurajare, îi reafirmăm un sentiment de optimism că Dumnezeu o să te ajute ca lucrurile să fie schimbate. Cu alte cuvinte, a lasă ca Dumnezeu, spune că Dumnezeu va lucra și vom ajunge chiar dacă încă nu suntem acolo. Reafirmă un sentiment de optimism. Cu alte cuvinte, nu a terminat discuția cu, o, cu un pesimism acesta, ca întotdeauna. Desigur, sentimentul de pesimism o e înaintea noastră, dar vă asigur că Dumnezeu ne-a promis că atunci când vom face în firul cum El ne-a arătat să facem, viața noastră va fi din bine în mai bine, din bine în excelent, mai frumos și mai frumos, mai bine și mai bine. gândiți vă Domnul Iisus ne-a comunicat. Am început cu aceasta, nu-i așa? Fundamentul. El a spus că ne-a comunicat tot ce a auzit la Tatăl Său. Comunicarea este atât de importantă în orice relație. Comunicarea este atât de importantă atunci când eu ies pe scenă. Comunicarea este atât de importantă atunci când privim noutățile la televizor. Comunicarea este atât de importantă că fără ca să învățăm, să comunicăm corect, fără ca să fim intenționați să, fim, a, să, să dorim, să căutăm să, să, să comunicăm corect. Să învățăm cum să comunicăm corect. Comunicarea nu va fi bună. Nu va fi eficient. Noi toți trebuie să învățăm. Și mai ales în căsătorie. Indiferent câți ani nu ai în căsătorie. Ești la începutul căsătoriei tale. Sau ești deja ai mai mulți ani în căsătorie. Noi toți trebuie să învățăm să comunicăm eficient. Ca să fim împlniți și ca căsătoria noastră să ajungă la un standard excelent în relațiile noastre. Știți, asigur că Dumnezeu ne-a promis. Și cum a spus Pavel, noi putem totul în Hristos care ne întărește. Noi avem, Dumnezeu ne-a dat acces la puterea Lui. Și atunci când noi apelăm la puterea lui, atunci când noi întotdeauna ne concentrăm la puterea lui, noi venim la puterea lui, noi întoarcem la puterea lui, vă asigur că indiferent care n-ar fi problema în căsătorie noastre, ele vor fi rezolvate, dar dacă vom căuta soluția care vine de la Dumnezeu și nu care ne gândim noi că este soluția corectă. Nu fiți descurajați. Și știu că, de-așa, miserica noastră, acum, avem un cuplu care trece prin situații de divorț. Da, este un cuplu care, nu, nu spun numele acum, dar este un cuplu care a ajuns într-o situație care să ajungă la divorț. Noi nu știm cum se va termina. Desigur că păcatul este din ambele părți acolo. Și totuși, și totuși, mai sunt speranțe. E posibil ca cuplul acesta să fie refăcut, rezidit. E posibil ca cuplul acesta să devină fericit. Au ajuns în momentul când, gata, ei au decis să-i margă la divorț. Mai sunt speranțe oare aici? Mai este posibil ca să schimbi ceva? Totul este posibil în Hristos. Dar nu, da mâinile în jos.